Rog și insist să introduceți astăzi proiectul de hotărâre cu numărul 1946 cu privire la scoaterea gardului de sârmă ghimpată de-a lungul frontierei de stat în partea de vest a Republicii Moldova. Eventual admit că ar putea fi abordată problema printr-o declarație politică, însă din punct de vedere juridic sau din punct de vedere tehnic, această sârmă nu poate fi scoasă în baza unei hotărâri a Parlamentului sau unei legi adoptate de către Parlament. Deoarece, de altfel, problema deja a fost examinată de către instanțele judecătorești și ele au spus foarte clar în gestiunea cui se află aceste terenuri și cine trebuie să hotărască. Ori legile stabilesc că gestionează autoritățile publice centrale, însă modul de gestionare se face nu în baza legilor, dar în baza hotărârilor de guvern sau în baza hotărârilor adoptate de către autoritățile publice centrale. E adevărat că nu poate Parlamentul să adopte o hotărâre sau o lege, dar Parlamentul trebuie să discute orice subiect înaintat de deputați. Eu sunt obligat să pun votul lui propunerea aceasta. Domnul președinte, nu este doar o simplă cară, este de fapt o rușine care ne marchează deja de o perioadă de timp. Însă această problemă nu are nicio legătură cu procesul legislativ. Este o decizie care a fost adoptată deja de guvern, ea va fi implementată în procedura stabilită. Deci nu are cum să fie reglementată această problemă prin hotărâre de Parlament sau prin lege. Bine, eu vin cu o propunere să amânăm pentru ședința următoare această chestiune, să ne clarificăm unde și cum este prevăzut, care e norma legală și cred că așa o să fie mai corect. Ieri la ședința guvernului, prim-ministrul Vladimir Filat a dat indicații lui Alexei Roibu, noul șef al serviciului de grăniceri, să pregătească până la finele săptămânii curente pachetul de documente pentru demontarea sârmii în zonă de frontieră a râului Prut.